La. Educația financiară se predă și astăzi în zi de joi la Neața cu Adrian Mănuțu. Dani. Adrian Mănuțu și Loază. Bună dimineața. Am să fiu foarte scurt. Repede înainte azi. Prima întrebare era cum împrumutăm anul ăsta bani, în ce monedă și cum o facem safe. Răspunsul putea fi foarte simplu. Adrian, anul ăsta nu împrumutăm bani, dar tu ai vrut să o lungim, așa că îți dau cuvântul. Bun, anul ăsta, în mod cert, nu împrumutăm decât dacă e absolută nevoie. Da? Pentru că e un an cu foarte multe valuri sinusoidale. Va fi bine, va fi rău, va fi bine. Ideea e așa. Sunt foarte mulți care au deja credite. Da. Pentru aia care s-au împrumutat, pentru aceia dintre noi care deja s-au împrumutat și care în calitatea lor de persoane fizice, deci nu firme, da? Vorbim de cei care pot să facă această trecere de la ROBOR și IRCC, adică indicele de referință al creditelor de consum. Multă lume m-a întrebat, domnule, ce să fac? Fac acest salt, uite, acest indice a fost mai jos decât ROBOR-ul, acum tinde să crească, mai fac pasul spre IRCC. E foarte periculos să lansezi astfel de verdicte, pentru că piața e întotdeauna surprinzătoare. Dar trebuie să înțelegem că, unul la mână, e absolut evident în ședințele Băncii Naționale, dobânda de referință, cel puțin în următoarele ședințe, dobânda de referință a politicii monetare, vă spun foarte pe scurt și pe înțelesul tuturor, ce va continua să crească. Adică Banca Națională se uită în piață și vede, sunt mai mulți bani decât produse, adică avem prea mulți bani în raport cu ceea ce se poate face cu ei. Dacă răspunsul este da, asta înseamnă inflație, adică sunt prea mulți bani, n-ai ce să faci cu ei, prețurile se ajustează în sus. E ceea ce trăim acum, nu mai intrăm la cauze, că le-am tot discutat. Pentru asta, dobânzile trebuie ridicate pentru a retrage bani din piață, pentru a pune o frână consumului și astfel lucrurile sunt legate, niște chestiuni macroeconomice de politică, de multe ori economică internațională, ne afectează rata pe care o plătim noi a doua zi, pentru că aceste dobânzi pe care băncile centrale, că e în România, că e în Europa, le setează, le fixează, afectează după aia fie roborul, adică dobânda la care băncile se împrumută între ele, da, sau acest IRCC, care e de fapt o medie a dobânzilor. Asta e marea diferență. IRCC-ul e întotdeauna în spatele roborului. Ok. Vine undeva ca o medie a trimestrului anterior, de fapt asta și e, și atunci evident că atunci când roborul crește și roborul poate să crească în fiecare zi, da? Sau poate să scadă în fiecare zi, pentru că e o dobândă, e o referință zilnică, e bine, IRCC-ul acesta, fiind o medie, acționează și reacționează mai greu. Deci calul principal e roborul. Sunt lucruri diferite, dar oricum creditele de consum pentru persoane fizice se dau acum mai nou, din 2019, oricum doar la acest indice, la IRCC. Dacă ai un credit mai vechi, da, ți se dă posibilitatea să treci. Și aici apărea întrebarea, dacă sunteți încă pe robor, să treceți? Și a spun așa, dacă ne uităm pe ce s-a întâmplat cu IRCC-ul anul trecut? A început cu 1,17 în ianuarie, a ajuns la 2,65 în primăvară, 4,06 în vară, 5,71 în toamnă, acum e 7. Mm. E clar că media asta tinde să crească. Mai întâi va urma o coborâre a roborului, o potolire a dobânzilor din piață, abia apoi la 3 luni, 6 luni vom vedea acest efect imprimat și pe IRCC. Și atunci, dacă sunteți pe robor acum, poate e bine să mai așteptați. Ok. Dacă sunteți pe IRCC, oricum nu aveți ce face, pentru că saltul înapoi nu se poate face. Odată pe IRCC, pentru totdeauna pe IRCC. Deci Bun. Nu se poate trece înapoi. Și atunci, cred că e bine să optăm pentru dobândă fixă. Bun. Lumea se poate speria acum. Dom'le, e un pic mai mare, dar înseamnă predictibilitate. În perioadele astea de turbulență, predictibilitatea e mai importantă. E mai mare, dar e sigură. E puțin mai mare decât cea variabilă, întotdeauna, pentru că banca și ia o marjă spunând, ok, îți dau o dobândă fixă pe 5 ani, pe 10 ani, pe 15 ani. Dar dacă o să crească piața, și atunci sigur că față de momentul la care tu semnezi, ea e un pic mai mare, dar îți garantează o stabilitate, poți să faci un plan. Un somn mai bun. Și la un moment dat poți refinanța. Dacă te țin încheieturile, okay, treci la dobândă variabilă, care poate fi mult mai mică la un moment dat, dar sigur reprezintă acest risc. Acum, cred că e bine să ne calculăm gradul de îndatorare, că spuneai, luăm un credit anul ăsta, nu știu, dacă sunt bani disponibili, putem lua un credit inclusiv imobiliar și anul acesta. Ia dacă care mai e procentul la gradul de îndatorare? Mergem pe procentul american, nu pe procentul românesc. Aș spune maximum 28%,
per total gospodăria, adică și mama și tata, adică și soțul și soția, voi toți împreună, dragilor, nu treceți de acest 28%, pentru că e dovedit statistic că e exact pragul de siguranță și asta dacă aveți 6, 12, poate chiar 18 luni puse deoparte pentru zile negre în caz de neplată sau de pierderea venitului. Deci, durata medie, rata pe care s-o plătim într-o lună, să nu depășească 28%, hai să simplificăm, hai să spunem 30%. Deci dacă câștigul familiei cumulat net disponibil este de 10.000 de lei, el și ea, da, niciun caz nu trebuie să depășiți o expunere mai mare de 3.000 de lei. Aici, asta este cheia. Nu mai luăm BMW-ul așa niciodată. Și ajungem și la mașină. 18 luni este durata medie în ciclul economic actual, deci pe economia asta modernă, unde totul se mișcă foarte repede, până lucrurile încep să capete o altă turnură, o altă față. Asta înseamnă că durata medie a unei crize nu prea depășește, sau unei perioade dificile. Se încheie cele 5 minute, de fapt s-au încheiat, trebuie să tragem o concluzie. Să nu dați banii pe mașini în acest an, mai conduceți un an, mai păstrați-vă televizorul un an, mai păstrați-vă aspiratură, dar dacă vreți să schimbați mașina, încadrați-vă în regula de 20-40, adică 20% avans, nu mai mult de 4 ani întinse ratele pentru diferență, asta pentru o mașină second, dacă tot trebuie să o schimbați, și în niciun caz o expunere mai mare de 10% pe venitul lunar pentru mașină. Cu cei 28 de la casă, oricum ne apropiem de 40, că fac 38. Și puneți-vă bani deoparte pentru posibile zile negre, pentru că trec repede și alea, trec, adică o să fie bine, Dani, o să fie bine. Păi cel târziu, cel târziu din 2024 o să vezi cum stăm toți cu cât zâmbetul pe buze. Bun, mulțumim, Adrian Măniuțiu. Firica, unde e topul ăla de șervețele, te rog? Da, pune-mi-le deoparte că vin să plâng. Dar nu așa, cu muci. N-am făcut nimic din ce a zis Măniuțiu asta. Băi, nimic! Deci nu am niciun punct la ce ai zis. 28%, vezi. Dar noi nu trebuie să facem. Nu schimba mașina. Dacă fac cei care ne ascultă, noi putem să... Da. Da. Dăm și sulă la mare de hârtie, că am și mai mulți muci, mi-am dat seama. Mulțumim tare mult, să ne vedem cu bine.